Dat numărului 1 pe această motocicletă Suzuki, Andraș Tamaș, pilotul echipei Electro Sfântul Gheorghe, obținând victorii în toate manșele disputate în sezonul 1996. Andraș Tamaș este urmat în clasamentul general de Olga Bridenco, însă Tamaș încearcă și la clasa 125 a motoarelor speciale. Nu sunt obișnuit încă cu motorul și, păi, e greu totuși, că motorul mai mare decât mine. E mai mare decât mine și e greu, că motorul e mai mare decât 80 și trebuie să mă obișnuiesc cu traseul, cu totul, e altfel. Încerc să fac manșa. Ai prins curaj după prima? Da, psihic m-am remontat. Cunoști bine traseul? La perfecție. Pe asta te bazezi. Și pe propria forță. Ernest Müllner speră să obțină victoria în această manșă secundă după ce, în prima alergare de aici, de la Zărnești, a reușit să-l bată pe Florian Pop. A fost într-adevăr o primă manșă ceva mai specială, însă, după cum ați aflat ceva mai devreme, victoria i-a fost în final atribuită lui Dorin Titilicu, el nefiind descalificat ca urmare a comportării publicului zărnestean. Trecem acum însă la cea de-a doua manșă. Cătălin Duț, din nou evoluție la un alt nivel. Mihai Luigi s-a aflat permanent pe urma alergătorului câmpinean, însă până în final Mihai Luigi nu a mai reușit să-l depășească pe Duță. Ca urmare, în clasamentul general, alergătorul de la Motoclub Lido din Câmpina se distanțează din nou la 6 puncte după această etapă și se întoarce fericit acasă. A fost o zi cu ghinion însă pentru Mihai Luigi. Alergătorul de la Astra Brașov, după locul 2 din prima manșă, în această a doua alergare nu a mai reușit să urce decât în poziția a patra. Probleme însă cu motorul l-au ținut departe de primele poziții ale cursei. La încheierea etapei, Luigi Mihail a trebuit să plece chiar cu motorul calat. Valeriu Răilean a profitat și alergătorul moldovean a reușit să obțină poziția secundă în manșa a doua. Ca urmare, după etapa zărneșteană, Răileanu se mai apropie ceva în clasamentul general. Trecem la clasa motocicletelor de 250 de centimetri cub. Ordinea, deci, în prima manșă a fost Dorin Titilincu, Ernest Müllner și Florian Pop. De data aceasta, însă, Târgu Mureșanul, ce aleargă pentru motostarul din Buzău, a fost de nebătut. După cursă, Florian Pop declara: mi-am aranjat oamenii în punctele cheie ale traseului pentru a nu fi șicanat și nu am avut nicio problemă. Florian Pop obține deci victoria în manșa secundă și își păstrează fotoliul de lider în clasamentul general după primele 3 etape ale sezonului. Ernest Müllner, deși și-a propus să învingă aici în fața propriilor suporteri, nu a reușit să treacă primul linia de sosire. Ca urmare, Müllner a fost devansat atât de Florian Pop și de Dorin Titilincu, el trebuind să se mulțumească cu poziția a treia. Multiplul campion național nu ajunge încă la turația maximă. După anii de pauză, el nereușind să se acomodeze din nou cu traseele de motocross din România. Cu toate acestea, însă, cu echipierul său Dorin Titilincu, ce până acum a mers cap la cap cu Ernest Müllner, spre finalul sezonului țâșnește și începe să se distanțeze. Aceasta este motocicleta ce a dus tristețea pe fața lui Mihai Luigi, în timp ce pe chipul lui Cătălin Duță a dus zâmbetul. Mă bucur că am avut forța să revin. Într-un timp era cam mare distanța și mă gândeam să atac spre sfârșit, dar în momentul în care l-am apropiat, am hotărât și m-am și distanțat puțin. Sezonul 1996 în campionatul național. Cea de-a doua prezență a motocrosiștilor la Buzău însă a creat nemulțumire, iar aceasta a provenit de la calitatea traseului. Personal nu-mi place absolut deloc și dacă e să o luăm și după regulament,
nu corespunde absolut deloc. Deci, impracticabil. Nu-mi place deloc, fără nicio discuție, deci... Și este o mare problemă, cred eu, pentru motocrossul din țara asta, pentru că nu se amenajează niciun traseu de la o vreme încoace. Deci, probabil că dacă ați văzut cum arată, sunt făgașurile rămase de la ultima cursă care a fost pe un noroi formidabil, e sub orice critică. În antrenamentele cronometrate, campionul în titlu al clasei 125 de centimetri cub și lider în clasamentul general la această clasă, câmpineanul Cătălin Duță a căzut spectaculos, accidentându-se ceva mai serios. Și totuși, Cătălin Duță revenea pe traseu pentru a se bate cu Mihail Luigi. Nici nu mă simt foarte bine. Sunt lovit și la cap și am stări de amețeală. Asta mă deranjează cel mai tare. Sper să păstrez măcar punctele, știu, dacă nu și avansul, măcar să reușesc să mă mențin la egalitate cu adversarul. Într-adevăr, la Câmpina, Cătălin Duță obținea victoria în ambele manșe, însă atunci el a fost supus la mari presiuni din partea brașoveanului de la Astra, Luigi Mihail. Stardej la clasa 125 de centimetri cubi în cea de-a doua etapă a campionatului național, prima manșă. Luigi Mihail a plecat foarte bine și a ocupat prima poziție chiar din startul acestei manșe. În poziția a doua, Cătălin Duță, campionul antitr, se bătea cu traseul buzoian. Este adevărat, Duță trebuia să surmonteze handicapul psihic în urma căzăturii, iar Luigi Mihail a profitat de aceasta conducând cursa. Cătălin Duță însă a insistat și a reușit în bătălia directă cu Valeriu Răilean, principalul său adversar din 1995, să câștige. Duță și-a păstrat poziția a doua, poziție în care a trecut și linia de sosire în această primă manșă. Luigi Mihail obținea cele 3 puncte în plus pentru victoria sa și reducea la doar 3 puncte distanța față de Duță în clasamentul general. Manșa a doua era hotărătoare pentru păstrarea șefiei în acest clasament. Valeriu Răilean a trecut în poziția a treia, linia de sosire. Păi cum când a sărit, a ridicat roata și a sărit peste? Trecem la clasa superioară, acolo unde Florian Pop era lider în clasamentul general cu 2 victorii în prima etapă din acest sezon. Florian Pop avea 2 puternici adversari în moldoveanul Vitali Gonciarov și cel puțin la start în brașoveanul Alexandru Enceanu. Într-adevăr, veteranul curselor de motocross a plecat foarte bine, a reușit să-l surprindă pe Florian Pop, însă alergătorul de la Motostar Buzău reușește să treacă din nou în prima poziție. Pe locul 2 îl urma Dorin Titilincu, alergătorul de la Vectra BK. Titilincu, pe o motocicletă Yamaha, din nou s-a văzut în spatele lui Florian Pop, însă, cum vă spuneam și în prima etapă ce s-a alergat la Câmpina, Titilincu trece printr-o perioadă mai puțin fastă din punct de vedere al sănătății. În poziția a treia, multiplul campion național Ernest Müllner, tot pentru Vectra BK. Cei doi și-au păstrat locurile din prima etapă de la Câmpina. Florian Pop a încântat din nou spectatorii cu stilul său spectaculos și trece primul linia de sosire în prima manșă. A fost destul de dificil din cauza traseului și a prafului, din cauza lipsei de oxigen în aer. Se simțea și la motocicletă puțin, mergea bogat din cauza lipsei de oxigen. Am obosit spre sfârșitul manșei, dar până la urmă am rezistat. Am făcut și câteva greșeli în manșă. Totul s-a terminat cu bine. Sper manșa a doua să merg mai bine. Ne întoarcem la clasele copiilor. Pentru a doua oară pe colinele motocrossului românesc, Olga Bridenco și puștul de doar 6 ani și jumătate, Alexandru Dumitrescu. La clasa 50 de centimetri cubi, însă, un alt copil de 10 ani a reușit să se impună. Alexandru Covaci preia șefia în clasamentul general după victoria de la Câmpina și victoria din prima etapă de aici. Andraș Tamaș este de neînvins la 80 de centimetri cubi. La clasa CZ-urilor, în așteptarea unei motociclete performante ce să poată fi înscrisă la clasa specială, stelistul Alexandru Ilieș obține încă 2 victorii aici la Buzău. Cu 80 de puncte din 80 posibile, Alexandru Ilieș domină clasa 250 de centimetri cubi.
Clasa supremă, 500 de centimetri cubi, a fost prezentă și de această dată la Buzău. Dan Tatoiu renunță la participarea sa la clasa 125 și preferă să se îndrepte către titlul național la nou creata clasă 500 de centimetri cubi. Profitând de experiența sa de la clasa inferioară, Dan Tatoiu reușește victoria aici în fața unicului său adversar, Adrian Dumitrescu. M-am refăcut după prima manșă, m-am refăcut destul de bine, bănuiesc că nu va fi problemă. S-a mai înorat puțin, nu mai e așa de cald, cred că o să mă descurc. Într-adevăr, nicio căzătură în prima manșă nu l-a putut opri pe Florian Pop. Acesta reușește victoria și în manșa secundă cu un total de 80 de puncte din 80 posibile. Florian Pop se îndreaptă către al doilea său titlu de campion național la clasa superioară. 125 de centimetri cub din nou cu Luigi Mihail în prim plan. Brașoveanul reușește din nou să-l învingă pe Cătălin Duță și relansează lupta pentru titlul național. În poziția a doua, deci, Cătălin Duță cu două locuri secunde, iar pe trei, Valeriu Răileanu. Motocrossul se întorcea la Odorheiul Secuiesc, un traseu ce a găzduit aceste etape cu mulți ani în urmă. Întreruperea mare a fost cauzată de problemele de proprietate asupra terenului și, după cum vedeți, nici pe această pistă nu a fost permisă introducerea buldozerului. Ca urmare, alergătorii au trebuit să alerge pe o pistă neamenajată, iar dificultățile de parcurgere plus cele de depășire au fost foarte mari. Vedeți acum ce s-a întâmplat în prima manșă a celor două clase mari, 125 și 250 de centimetri cubi ai motoarelor speciale. Marii favoriți la 250 de centimetri cubi erau Florian Pop, liderul clasamentului general, și cei doi alergători de la Vectra BK cu numărul 23, Dorin Titilincu, iar cu numărul 34, Ernest Müllner. La clasa 125 de centimetri cubi favoriții erau cu numărul 6 de concurs Luigi Mihail de la Astra Brașov, iar cu numărul 2, Cătălin Duță, câmpineanul ce aleargă pentru Motoclub Lido. În clasamentul general, Duță reușea să se desprindă după a treia etapă a campionatului național, etapa alergată pe traseul de la Zărnești. Acolo, câmpineanul adunând două victorii, în timp ce Luigi Mihail, cu probleme mecanice în manșa secundă, trebuia să se mulțumească doar cu locul 3, după ce în prima manșă ocupa poziția a doua. Titlul însă era în joc la 125 de centimetri cubi. Cu numărul 44 de concurs, liderul celor de la Vectra BK, Marcel Butuza, se afla pe poziția a patra a clasamentului general. Cel mai rapid a fost din nou însă Florian Pop. Târgu Mureșeanul, ce aleargă pentru Motostar Buzău, a fost surprins în momentul startului, atunci când cei doi alergători de la Vectra BK, Dorin Titilincu și Ernest Müllner, au reușit să ia fața blocându-l pe primele tururi. Încet, încet însă Florian Pop a revenit, reușind să preia conducerea manșei. Cu numărul 52 de concurs, liderul clasamentului general la 80 de centimetri cubi. De la Electro Sfântul Gheorghe, Andraș Tamaș începea în acest sezon 1996 să participe la toate etapele clasei superioare. Tamaș are probleme cu noul său motor, un motor mult mai puternic și mai greu decât cel de la 80 de centimetri cubi, însă important este că el a reușit să mențină ritmul. Florian Pop, după ce a scăpat de principalii săi adversari, s-a îndreptat foarte hotărât către victorie. Îl vedeți acum pe numărul 1, campionul național, în plin forțaj către cea de-a șaptea victorie în 1996. Singura înfrângere a Târgu Mureșeanului s-a petrecut pe traseul zărneștean, acolo unde Dorin Titilincu, în fața propriilor suporteri, a reușit să-l depășească. De data aceasta însă Titilincu a trebuit să se mulțumească cu poziția secundă, în timp ce Ernest Müllner încheia traseul pe locul 3. Trecem la clasa motocicletelor CZ. Din nou, cel mai rapid la 250 de centimetri cubi a fost Alexandru Ilieș, stelistul, neavând până în acest moment nicio înfrângere în 1996. La 125 de centimetri cubi, Robert Hăbeanu reușea victoria și astfel urca în clasamentul general. Gabor Varga trebuia să se mulțumească cu poziția secundă. Numărul 8 de la Electro Sfântul Gheorghe
aduna 30 de puncte aici pe traseul de la Odorheiul Secuiesc. La 250 de centimetri cubi în urma lui Alexandru Ilieș, cu numărul 3 s-a clasat Mihai Antal de la Astra Brașov. Clasa copiilor a început cu un incident spectaculos. Aflat la a doua sa cursă, Dan Nicolau de la Astra Brașov se grăbește, încalecă grila și cade. În momentul startului însă Dan Nicolau, cu o motocicletă Suzuki foarte puternică, este din nou surprins și trebuie să aștepte ca toți ceilalți participanți să pornească. După ce și-a încălecat nărăvașul Bidiviu, Dan Nicolau pornește în cursă de pe ultima poziție, însă el va face o cursă senzațională și va urca pas cu pas. Nu a reușit însă să-l depășească pe Andraș Tamaș, liderul clasamentului general la 80 de centimetri cubi. Alergătorul de la Electro Sfântul Gheorghe obține ambele victorii aici, la Odorheiu Secuiesc, și astfel el este neînfrânt în 1996. La 50 de centimetri cubi cu numărul 6, acum în imagine, Alexandru Covaș de la IMEX Timișoara obține victoria în ambele manșe și astfel el se îndreaptă serios către primul său titlu național la doar 6 ani și jumătate. În poziția a doua, cu numărul 16, a încheiat Constantin Morozan cu 32 de puncte. Cu numărul 47, deci Dan Nicolau ajunge și el în poziția secundă a clasei 80 de centimetri cubi. La clasa 500, Dan Tatoiu nu are nicio problemă, pe KTM-ul său se îndreaptă către titlul de campion național. În manșa a doua a claselor speciale, Florian Pop nu s-a mai lăsat surprins, Dorin Titilincu nu a reușit cel mai bun start al său și în primul viraj numărul 1 este Ernest Müller, în timp ce Florian Pop se află în poziția secundă. Müller însă nu a rezistat lipsa de pregătire fizică a multiplului campion național spunându-și cuvântul. Pop a reușit să treacă pe acest traseu foarte dificil, dificil în primul rând datorită eforturilor la care îi supunea pe sportivi, nefiind un traseu foarte tehnic, însă aici Florian Pop a reușit să se impună din nou, Târgu Mureșeanul demonstrând că se poate adapta oricărui tip de traseu. Dacă Pop nu a avut probleme nici de această dată, la clasa 125 de centimetri cu bătălia a fost aspră. Aici titlul național este în joc, iar Luigi Mihail și Cătălin Duță s-au bătut manșă de manșă, începând din prima apariție a motocrosiștilor în 1996. Cei doi și-au împărțit victoriile pentru ca Lazărnești Duță să sprinteze se părea decisiv, însă la Odorheiu Secuiesc, în etapa care o urmăriți în acest moment, Mihai Luigi și-a luat revanșa. Cătălin Duță s-a aflat permanent în spatele său, însă în prima manșă Luigi Mihail a fost cel ce a trecut primul linia de sosire. Și în manșa secundă, Duță l-a urmărit permanent pe Luigi Mihail, însă alergătorul de la Astra Brașov a reușit să-și mențină prima poziție. Cursa însă a avut și răsturnări de situație, Duță reușind la un moment dat depășirea brașoveanului, însă veți vedea, această depășire nu i-a adus victoria lui Cătălin Duță. Cei doi alergători de la Vectra BK s-au bătut în continuare pentru pozițiile 2 și 3 ale clasamentului. Dorin Titilincu a reușit și el să-l depășească până la urmă pe Ernest Müller, obținând poziția secundă și în această manșă. Cu numărul 44, Marcel Butuza, deși aflat în poziția a patra a clasamentului general, a avut o ezitare la una dintre săritori și în urma unei căzături s-a accidentat, nu foarte grav, dar a trebuit să părăsească manșa secundă. Ca urmare, cu doar 15 puncte, Butuza a terminat etapa pe locul 9. Tot la 125 de centimetri cubi ai clasei speciale, poziția a treia a revenit numărului 18, Zoltan Fazekaș de la Electro Sfântul Gheorghe, cu un total de 28 de puncte. De la Vectra BK, cu numărul 22, Ovidiu Spârcheză a ocupat poziția a patra. La 250 de centimetri cubi, deci nimic nou, Florian Pop a trecut primul linia de sosire, Dorin Titilincu fiind pe locul secund, iar Ernest Müller pe locul 3. Poziția a patra i-a revenit numărului 5 de la Astra Brașov, Mirel Pandre.
Vă spuneam de momentul în care Cătălin Duță a reușit să-l surprindă pe Luigi Mihail. Acesta a fost depășit la una din coborâri atunci când Cătălin Duță, în sectorul de frânare, a reușit să-l surprindă pe brașovean. Schimbarea de poziție însă a fost temporară, pentru că până în finalul manșei Luigi Mihail a reușit să revină și să treacă totuși primul linia de sosire. Ca urmare, brașoveanul reducea cu 6 puncte handicapul său din clasamentul general față de Cătălin Duță. În acest moment, după etapa a patra și înaintea finalei ce se va desfășura la Buzău, diferența între cei doi fiind doar de 4 puncte. Ca urmare, Duță plănuiește să obțină cel puțin o victorie la Buzău, o victorie care i-ar asigura titlul național. Dacă va reuși aceasta, rămâne de văzut peste doar o săptămână în finala campionatului național. Cine va avea sprintul mai bun, Mihail Luigi de la Astra Brașov sau Cătălin Duță de la Motoclub Lido din Câmpina, campionul național antit? Dacă sezonul 1996 a început foarte bine pentru numărul 3 de la Astra Brașov, Alexandru Enceanu, fostul campion național aici la Odorheiu Secuiesc, a trebuit să se mulțumească cu poziția a 7-a, cu doar 13 puncte adunate în cele două manșe. Înaintea lui Enceanu a terminat Zoltan Martin de la clubul local, în timp ce Daniel Naghi de la Iseco Târgu Mureș a trebuit să se oprească pe poziția a 5-a. Surpriza acestei penultime etape însă s-a petrecut deci la clasa 80 de centimetri cubi, acolo unde Dan Nicolau, vă spuneam, ocupa poziția a treia la egalitate de puncte cu Robert Checkman. Cum te simți? Am înțeles că ai alergat la început la 50, nu ți-a plăcut acolo? Nu, mi-a plăcut, dar n-am avut nici motocicletă și nu mi-a mers. Am zis că mă scur la 80. Dar nu mai îmi place motocicleta aia. Acum am și pe locul 2-3. În primele manșe două și am bucurat că am ieșit atât de... După Odorheiu, satele naționale. La Câmpina a fost programată prima etapă a sezonului 1996 din campionatul național de motocross. Câmpina era orașul ce găzduia ultima etapă a sezonului 95, însă acum tot la Câmpina se producea debutul din 1996. Deci banii au fost mai mulți, puțin mai ușor, că fiind a doua oară am știut ce am de făcut, am știut unde am greșit data trecută și plus de asta am avut un ajutor, un prieten de-al meu care e și vicepreședinte, Bogdan Marin, care m-a ajutat și bineînțeles primăria, care m-a susținut mult. Aceasta a fost declarația liderului echipei Motoclub Lido din Câmpina, Cătălin Duță, deși pornea ca favorit la clasa 125 de centimetri cubi. El avea titlul și de organizator al acestei etape. Ca urmare, sezonul 1996 începea mai bine pentru motocrossul românesc și pentru prima dată, poate din 1988, organizatorii reușeau să obțină chiar un profit în urma organizării unei etape de motocross. Îl vedeți acum pe Cătălin Duță la startul primei manșe la clasa 125 de centimetri cubi. Duță, campion al clasei în 1994 și 1995, pornea ca favorit, cu atât mai mult cu cât evolua astăzi în fața propriilor suporteri. Ca de obicei, însă, Cătălin Duță nu este un specialist al startului și, spre surprinderea tuturor, vicecampionul Valeriu Răileanu de la Astra Brașov nu reușește să se impună din start. Surpriza s-a numit Luigi Mihail, vicecampionul CZ-urilor la clasa 250 de centimetri cubi a anului trecut. De data aceasta, Mihail însă se impune din start și conduce în fața lui Cătălin Duță. Duță este susținut frenetic de spectatorii veniți în număr mare la această etapă și câmpineanul se află în permanentă tatonare a lui Luigi Mihail. Până la urmă, în fața tribunei principale, Duță reușește pe una din trambuline să-l depășească pe brașovean și astfel ordinea se schimbă. Traseul câmpinean a oferit sărituri foarte spectaculoase și de mare amplitudine. Duță și-a încântat suporterii prin zborurile sale planate, demonstrând că acest traseu este foarte bine cunoscut. Cu numărul 44 de concurs, Marcel Butuza, liderul Vectrei BK din Zărnești, obținea locul 4 în această manșă și pornea cu 13 puncte în campionatul național.
Mutuza s-a aflat la un moment dat chiar în fața lui Valeriu Răileanu, vicecampionul sezonului 1995. Până la urmă însă Răileanu va reveni și va reuși să încheie etapa pe poziția a treia. Numărul 4 de concurs, Valeriu Răileanu aleargă pe aceeași motocicletă Yamaha pe care a concurat și în sezonul trecut. Cu numărul 2 de concurs, campionul din 1995 evoluează doar pentru proprii suporteri, după ce a scăpat de presiunea brașoveanului Luigi Mihail. Alergătorul de la Astra Brașov a avut probleme cu o pană de cauciuc și, ca urmare, a pierdut contactul cu liderul cursei. Valeriu Răileanu a reușit însă, vă spuneam, să-l depășească pe Marcel Butuza și să urce în poziția a treia a cursei. În 1995, bătălia pentru titlul național s-a dat între Cătălin Duță și Valeriu Răileanu. Învins în debutul sezonului în ambele manșe, Duță a trebuit să se lupte pentru a reface handicapul de 6 puncte. Răileanu și Duță și-au împărțit victoriile în toate etapele ce au urmat, pentru ca apoi la Câmpina, în finalul sezonului, să se decidă campionul național. Profitând de absența lui Răileanu, Duță a reușit să-și asigure atunci al doilea titlu național. De data aceasta însă, debut perfect de sezon pentru Cătălin Duță și acesta obține victoria aici, bucurându-și suporterii. Mi se pare normal să bucur suporterii dacă ei te aclamă și te susțin. Deci părerea mea că e ceva normal și dacă s-a putut face asta, e normal să o fac, nu? Dacă